Salut și am găsit la un nou vlog pe acest canal, eu sunt Unreal Byte, și am găsit la episodul cu numărul 24 din EFC 24. Interesat acolo că am ajuns la episodul cu numărul jocului, practic. Ține minte din episodul anterior că am câștigat Liga Premier League cu ajutorul lui Vini, cu ajutorul lui Musiala, am reușit să câștigăm Liga, având nici mai mult, nici mai puțin de 92 de puncte, reușind să câștigăm Liga cu diferențe destul de mare față de locul 2, care a fost cei de la Arsenal. E bine, și așa câștigăm al doilea sezon de Premier League. Dar ține minte că am ajuns și la finala Emirates Cup, pe care avem chiar aici, contra la Arsenal, unde o să fie un meci foarte, foarte interesant. Dar și la finala contra cei de la FC Porto în Champions League, băieți, am ajuns în final Champions League. Nu uitați că acest trofeu este unul dintre obiectivele noastre pe care le avem. Avem obiectiv să câștigăm Premier League-ul, pe care deja l-am făcut de două ori. Să câștigăm două baloane de aur cu un jucător la nostru, deja am câștigat unul cu Vini. Să câștigăm Champions League-ul și să câștigăm și Super Cup-ul, pe care l-am ratat din păcate sezonul ăsta. După cum puteți vedea, Napoli au reușit să câștige acolo 2-0, ține minte că am pierdut acolo. Însă sezonul viitor, dacă reușim acum să câștigăm Champions League-ul în episodul de astăzi, dacă reușim să câștigăm Champions League-ul și sezonul viitor câștigăm Super Cup-ul și poate și balonul de aur, am completat efectiv toate obiectivele noastre și asta înseamnă că am terminat și cariera. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. După cum am spus, acest match este foarte interesant contra cei de la Arsenal. Aceasta este echipa lor, o echipă foarte, foarte bună cu Trossard acolo în stânga, Jesus, Saka, Jorginho, Odegaard, Tchouameni, Timber, Tomiyasu, Zinchenko în stânga și Ramsdale, o echipă foarte, foarte bună. De asta au câștigat și Europa League-ul, am văzut că l-au câștigat. Aceasta este echipa noastră și vedem foarte bine acolo că Alexander Arnold are roșu, deci nu va putea juca în acest match. Însă de aceea am mai transferat încă un left back pentru această poziție. O să avem nevoie de Luke Shaw, așa că o să intre Luke Shaw aici. Și în locul lui Arnold o să intre probabil Carvalho. Dar uitați-vă puțin la Vini, 94 overall, cel mai mare rating din de la noi din echipă, dar și ceilalți jucători, Martinez, noul transfer, Musiala, care a fost un transfer bombă, Salah, care încă se ține la 32 de ani cât are el, se ține destul de bine. Înainte să intru în match, v-aș ruga să scrieți acolo în comentarii care credeți că va fi scorul final. Vom reuși să câștigăm, o să pierdem și nu o să reuși să câștigăm acest trofeu. Vreau să scrieți acolo în comentarii, înainte, nu fiți hoți, nu vă uitați, înainte să înceapă meciul, ce scor credeți că o să fie la final. Așa că haideți să intrăm în match. E bine, și încep meciul contra la cei de la Arsenal în Emirates FA Cup. Avem șansa de a câștiga încă un trofeu. Haideți să vedem ce vom reuși să facem. Sobozla acolo, se duce destul de bine, întoarce bine acolo. Centrarea foarte bună la Salah, însă nu reușește. Însă păstăm mingea, Martinez, pasă bună la Musiala, însă nici nu reușește. Ei trece foarte bine acolo jucătorul Arsenalului, Trossard. Haideți să vedem ce face, o centrare bună la Saka, însă este acolo Teo Hernandez. Foarte bine, se duce acolo Szoboszlai. Haideți să vedem, pasă foarte bună la Vini. Vini întoarce destul de bine, șutul este destul de bun și reușim să marcăm în minutul 18. Vini ne pune în avantaj. Revedem faza foarte bine acolo, Szoboszlai trece, pasă foarte bună la Vini. Și Vini cu un șut deviat, dar contează că e gol, asta contează. Bine acolo, Salah are viteză, se poate duce singur. Haideți să vedem, Salah continuă singur. Pasa este bună la Szoboszlai și Szoboszlai face instant, încă un foc instant în minutul 23. Face 2-0 și acum avem chiar avantaj destul de mare. Revedem faza, Salah se duce all out singur, însă nu este egoist, pasează cu călcâiul la Szoboszlai și Szoboszlai nu ratează, reușește să facă 2-0. Bine acolo la Musiala, reușește pasa la Martinez nu reușește însă. Vedem acolo pe Luke Shaw. Din păcate Arnold nu a intrat, însă Luke Shaw se scurcă destul de bine cu o pasă destul de bună. Vini nu ajunge la acel balon. Bine acolo, a intrat foarte bine acolo Van Dijk. Fază foarte bună pentru cei de la Arsenal. Haideți să vedem aici Trossard reușește acolo Konate să-l oprească. Fază bună pentru Arsenal. Trossard șutează, însă Konate este acolo. Ok, fază bună pentru ei, bar, reușim să o respingem. Ce fază importantă pentru Arsenal, ce bar au dat. Trece foarte bine acolo, șutul este bun și reușesc cei de la Arsenal să înscrie la finalul reprizei. Da, se pare că Odegaard face 2-1,
reușește să înscrie și el un gol și se pare că Arsenal intră înapoi în joc. Revedem faza foarte bună, pasă la Odegaard. Odegaard așteaptă și portarul se mișcă pentru că eu l-am mișcat, dar na, asta este, am crezut că șuteze. Vine acolo pasă, hai să vedem Zinchenko. Zinchenko, ce tare bună, însă este respinsă. Rămâne mingea la Arsenal. Mamă, ce șut puternic de la Jorginho, însă este blocat. Trossard foarte bine acolo, trece, însă îl blocăm și pe el. Hai să vedem acum Musiala trece toată lumea, reușește acolo să câștige și face 3-1, foarte, foarte bine Musiala. Vedem aici celebrarea lui Musiala împreună cu restul jucătorilor. Revedem faza, Musiala trece foarte bine acolo și șutul este foarte bun pentru că Ramsdale nu poate să-l oprească deloc. Foarte puternic și bine plasat. Centrare foarte bună acolo, ce cap foarte bun, nu pot să cred, mamă, este offside. Wow, wow, ce centrare bună, este offside din păcate pentru cei de la Arsenal, însă foarte bună centrarea. Pasă acolo foarte bine, combinație pase, oh, este penalty, ok, este penalty, se pare că primește galben. Revedem faza, se bagă tare în Gakpo acolo, da, și se pare că va fi penalty pentru noi, se pare că intră și Kai Havertz în locul lui Odegaard. Haideți să vedem Salah la balon, vom reuși, ok, destul de greu. Și șutul este pe mijloc, șutul este foarte, foarte bun. Mohamed Salah reușește să facă 4-1 și să închidă meciul. Nu mai am nicio șansă, ci la Arsenal. Hai să fim serioși. Revedem faza. Mohamed Salah foarte bine trage pe mijloc cu porții și nu-i de nicio șansă lui Ramsdale. Hai să vedem ultima fază din meci. Theo Hernandez pasă foarte bun acolo. Gakpo pasă la Enzo Fernandez, care nu reușește. Da, și se termină meciul. Reușim să câștigăm cu 4-1, un meci foarte, foarte frumos. Reușim să câștigăm trofeul, cei de la Liverpool câștigă 4-1, Mohamed Salah, Musiala, Szoboszlai și cred că am marcat încă ceva, dar nu mai țin minte. Vini a marcat. Încă un trofeu în colecția noastră de trofee. Aici vedem cum jucătorii se pregătesc aici să intre pe podium. Trofeul pe care am reușit să-l câștigăm. Vedem pe Theo Hernandez, care este capitanul echipei, pentru că Van Dijk a trebuit să iasă fiind obosit. Vedem cum ridică trofeul și reușim să câștigăm Emirates FA Cup cu Liverpool pentru a doua oară. Ok, se pare că primim ofertă pentru Cody Gakpo. Haideți să vedem oferta de la Real Madrid, ce se întâmplă. Ok, ne-l dau pe Arda Güler plus 29 de milioane. Ah, ok, am înțeles. Dar de ce primești oferte? Mergem aici la Squad Hub să vedem. Ok, haideți să vedem și aparent Summit Transfer Request. Aparent Gakpo nu mai este fericit cu noi și vrea să plece. Uitați, dacă încerc să dau remove to transfer list, zice cannot remove a player who submitted. Deci el vrea să plece. Am înțeles, ok. Asta este problematic. Tony Gakpo, care au reușit 6 goluri și 5 asisturi, o performanță destul de slăbuță față de sezonul trecut. Da, habar n-am, el o să practic o să primească în continuare oferte, deci chiar nu știu. Ok, se pare că este ceva important. Oricum, o să vreau să înscrieți acolo în comentarii ce credeți. Oare să-l dăm pe un schimb, gen să primim un jucător la schimb sau să-l dăm pe bani? Pentru că nu putem să-i schimbăm părerea. Însă următorul meci este unul din cele mai importante meciuri pe care le putem juca în carieră, mai ales pentru că este obiectivul nostru. E bine, aceasta este echipa lui FC Porto. O echipă, da, nici habar n-am. Deci în afară de portarul Costa, pe care știu și Angelinho, restul sunt no-name. Habar n-am cine sunt restul, dar parcă că o să fie un meci foarte, foarte ușor și că o să câștigăm rapid. Dar eu nu înțeleg cum au ajuns ei în finala Champions League. Cea mai ciudată finală. Efectiv, i-au bătut pe Real Madrid. Eu aș fi preferat pentru content să fie Real Madrid în final. Da, ok, asta este. Bine, echipa noastră este full pregătită pentru acest meci. Vedem că Arnold va fi în acest meci. E bine, la fel vreau să scrieți acolo în comentarii care credeți că va fi scorul final. Să scrieți acolo ce părere aveți. Poate câștigăm cu 2-1, 2-0, 5-0. Nu știu, să scrieți acolo. Dar nu fiți roți, nu vă uitați. Scrieți înainte în comentarii care credeți că va fi scorul. Și poate și ești ghiciți. E bine, haideți să intrăm în meci și să vedem ce putem să facem. Ai emoții? Nu vreau să pierd acest meci, chiar nu vreau. Bun, am intrat în meci, suntem pregătiți. Haideți să vedem ce putem să facem în acest meci. Finala Champions League. Foarte bine acolo, combinație între cei trei jucători.
Teo Hernandez, haideți să vedem. Teo Hernandez, centrare bună, însă este blocată centrarea. Bine acolo, Szoboszlai, Musiala! Nu reușește, apare acolo portarul. Haideți să vedem acolo, Szoboszlai, Szoboszlai, un verde foarte bun acolo, însă este pe lângă poartă. Haideți să vedem Mohamed Salah, Mohamed Salah. Trece Sule bine acolo. Haideți să-l vedem. Șutează, însă apără portarul. Foarte bine acolo combinația. Foarte bună șansă pentru Salah. Salah! Bară! Nu pot să cred! Nu pot să cred ce bară am reușit să dau! Wow! Oh, un foul destul de periculos acolo. Haideți să vedem. Îi dă galben arbitru. Da, un foul destul de periculos. Galben meritat. Haideți să vedem. Enzo Fernandez. Un șut puternic, însă peste poartă, pe lângă poartă de fapt. Ok, fază bună pentru cei de la Porto. Haideți să vedem. Nu reușesc ce, dar o centrare destul de bună. Hai să vedem Salah. Salah cu un șut foarte bun, însă este apărat acolo. Haideți să vedem acum pe Vini. Vini are viteză. Centrare foarte bună la Salah. Nu reușește Enzo Fernandez. Enzo Fernandez înscrie. Minutul 64. Enzo Fernandez reușește să înscrie și face 1-0 în finala Champions League. Revedem faza Vini. Foarte bună acolo. Centrarea respinsă, însă nu respinge bine pentru că ajunge fix la Enzo Fernandez, care nu ratează. Și acolo Salah. Salah nu reușește. Ce moment de ce tăcere pentru că a ratat. Wow. Bine, în ultimul minut, haideți să vedem. Pasă foarte bună Musiala. Musiala, Musiala reușește. Musiala, starul din acest sezon, nou transferat din acest sezon, reușește minutul 91-92 să înscrie și să încheie meciul, câștigând astfel trofeul Champions League. Musiala împreună cu Enzo Fernandez reușește să câștige acest meci. Pasă foarte bună de la Vini, ambele centrări a fost și a pasa asta de la Vini. Musiala nu ratează de lângă portar, înscrie și câștigăm trofeul. Nu mai au tip de cei de la Port să facă absolut nimic să treacă meciul. Câștigăm 2-0, ridicăm aici trofeul, abia aștept să văd cum ridicăm. Haideți să vedem. Vedem cum urcăm pe podium. Toți jucătorii Liverpoolului urcă pe podium. Toți merită aplauze, dar ultimul jucător care intră este capitanul nostru, Virgil van Dijk, care va ridica primul acest trofeu. Haideți să-l fericităm, uitați-l cum intră. Dă salut cu toată lumea. Pune mâna pe trofeu. Și... și... Tobele! Reușim să câștigăm finala Champions League și să bifăm încă un obiectiv la nostru. Suntem câștigătorii finalei Champions League. E bine, și acesta a fost sezonul cu numărul 2 din cariera noastră foarte frumoasă cu Liverpool. Vedem acolo bine lângă trofeu. Foarte bine au jucat jucătorii, chiar foarte, foarte bine. Avansăm pentru a vedea caravana! Alo! Ce frumos! Uitați-vă doar câte trofee avem. 4 trofee reușite. Reușim aici să terminăm acest sezon cu 4 trofee câștigate. Carabao Cup, Emirates FA Cup, FA Community Shield, Champions League, Premier League. Ne-a mai rămas doar un trofeu de câștigat și acela este Super Cup-ul. O să câștigăm, dar în sezonul următor. Da, jucătorii Liverpool-ului împreună cu managerul, cum se distrează toată lumea. E bine, pentru că s-a terminat sezonul, haideți să vedem și noi ce am reușit să facem sezonul acesta. Hai să ne aducem aminte cine a înscris și mai multe goluri, asisturi și ce trofeu am câștigat din nou. Deci începem foarte bine cu Premier League-ul, vedem că l-a câștigat. V-am mai spus, l-am câștigat cu 92 de puncte. Arsenal pe locul 2 cu 83 de puncte, Manchester City cu 80 de puncte și pe locul 4 Manchester United cu 69 de puncte. În FA Community Shield am reușit să-i batem pe cei de la Manchester City cu 2-0, un meci foarte frumos, vă sfătuiesc să-l vedeți în caz că n-ați văzut, sunt cred că pe la începutul sezonului, dar un meci foarte, foarte frumos. Reușim să câștigăm și Emirates FA Cup, o parcurgere destul de bună în acest campionat. Ne-am început din roda a patra, unde vedem că am bătut pe Wolves cu 3-0. Apoi am jucat cu Sheffield United, unde am bătut 4-0. Apoi contra la cei de la Manchester United, unde i-am bătut cu 2-0. În semifinale am jucat contra la Brighton și am bătut cu 3-1. Iar în finală i-am bătut pe cei de la Arsenal cu 4-1 la final de meci. În Carabao Cup reușim să câștigăm 5-0 contra cei de la Preston. O finală foarte, foarte ușoară. Noi am intrat în round 3 în acest campionat. Vedem că am bătut pe Chelsea 1-0 și am trecut mai departe. Apoi pe Millwall
cu 1-0 la fel și am trecut mai departe. În quarter finals am bătut-o pe City cu 2-0 și te-am trecut mai departe. În semifinale am bătut pe Manchester United, practic i-am scos ambele Manchester din această competiție, cu 6-2 la general, o diferență foarte mare, iar în finală, cum v-a spus, Preston a pierdut cu 5-0. Supercup-ul, v-am mai spus, l-am pierdut, Napoli au reușit să ne bată, să ne înfrângă la început de sezon cu 2-0, dar o sezon următor o să câștigăm. E bine, Champions League, tocmai ce am câștigat, trofeul nostru foarte frumos, Liverpool reușește să câștige Champions League cu 2-0 contra cel la Porto. În group stage am reușit să terminăm pe locul 1 cu 16 puncte. Locul 2 a fost cei de la RB Leipzig. Apoi în round of 16 avem match contra cei de la Roma, unde i-am bătut 4-1 la general și am trecut mai departe în quarterfinals, unde am bătut Parisul cu 4-1 la general, un match foarte greu, cel al doilea, dar un match foarte interesant. Apoi în semifinal am dat de cei de la Inter Miami, fosta echipă lui Lautaro Martinez, unde am trecut mai departe cu 2-0 la general, iar finala ce-i bine că am câștigat-o, deci foarte, foarte bine. În Europa League a câștigat Arsenal cu 3-1 versus cei de la AS Monaco, reușesc acolo să se impună și câștigă și ei Europa League. E bine, acestea fiind spuse, haideți să vedem cine a fost top marcator la noi în echipă. Și se pare că a fost Vini cu 27 de goluri. Pe locul 2 Mohamed Salah cu 26 de goluri. Locul 3 Noel Vini, care a jucat la noi doar 33 de meciuri, jumate de meciuri cât a jucat restul jucătorilor. A înscris Lautaro Martinez 17 goluri. Musiala și el un jucător foarte, foarte bun, 16 goluri. Szoboszlai 15 și de aici mai jos nu prea sunt cine știe ce relevanți. Top la assist este desigur Vinicius Junior, și top la goluri și top la assist, da, un jucător complet. Bă, are 94 overall totuși, 94 overall, a crescut plus 2, foarte, foarte mult, să fiu sincer. Locul 2, Mohamed Salah, care este și locul de la goluri și locul 2 la asisturi. Apoi Szoboszlai cu 17 asisturi, Musiala cu 16 și Alexandru Arnold destul de bine cu 6 asisturi. Hai să vedem care cel mai scump jucător al nostru, presim că va fi Vini. Vini ar trebui să fie logic, nu? Hai să vedem și Vini cu 200 de milioane de euro. Vini este cel mai scump jucător de la noi din lot. Al doilea este Musiala cu 174. Wow, Paenzo Fernandez, wow, Paenzo, pe bun? Ok, da, o echipă foarte, foarte scumpă. Ține minte însă că Cody Gakpo vrea să plece. Se pare că a mai primit o ofertă de la cei de la Roma, care vor să-l transfere pentru suma de 108 milioane de euro. Vreau să spuneți în comentarii ce credeți că vom face, adică nu știu ce îmi propune și voi să fac, să-l vând până la urmă, poate să mai trag puțin de el, sau până la urmă să accept situația că el vrea să plece și să-l vindem pe o sumă frumoasă și poate să transferăm un nou jucător. Oricum Salah cred că va fi nevoit să fie schimbat în următorul sezon, dar asta vom vedea în sezonul viitor, da? E bine, pentru că am antrenat, ce ne mai rămâne de făcut este să intrăm în sezonul viitor. Dar asta vom face în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să sunim cât mai multe like-uri pentru acest videoclip foarte frumos. Și să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să apăsați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat! Pa, pa!